Cafea în așteptare, un obicei care n-a prins în ospitaliera noastră țară. Din păcate, mediocritatea nu ucide, dar generează efectiv ura, invidia și tirania. Când definiști un om de valoare, alegeți bine cuvintele, pentru că nu cumva să plătești în eternitate, spunea Blaga. Dar pe cine mai interesează în lumea asta nouă, care se prefigurează eternitatea? Totul se petrece azi, acum. Nu mai contează nici ieri, nici mâine, nici poimâine. Așa că Schiller greșea. Nu suntem toți născuți în Arcadia. Nu ne mai pasă de nimic sau de ceilalți, în afară de propriul bine. Mi-am amintit-o după amiază superbă de vară, când pentru prima dată am fost martorul unei întâmplări generată de un gest minunat. Oferirea unei cafele în așteptare. S-a întâmplat să fie la Roma, orașul european pe care îl iubesc cel mai mult. N-a fost să fie pe Via Condotti, la Antico Cafe Greco. Acolo bei cafea și gândurile plutind printre clienți, fantomele lui Bizet, Gogol. Asta e cafeneaua în care s-au scris pagini întregi din Suflet de Moarte, Stendhal, chiar și românul Gheorghe Iasache, Giacomo Casanova, Goethe sau Wagner. Mi s-a întâmplat să plătesc barmanului Antonio prima mea cafea în așteptare în piața Navona. Antonio ne-a explicat, mie și prietenului cu care eram, că obiceiul o cafea în așteptare a început de fapt la Napoli. Un act de bun simț și de caritate. Clienții, oricare și oricum ar fi ei, pot să plătească în avans una sau mai multe cafele fără să le consume. Persoanele care nu-și pot permite cafeaua întreabă vânzătorul dacă are o cafea în așteptare. Ce gest! Câtă dreptate avea Chamfort când observa că le bonheur n'est pas une chose aisée, il est très difficile de trouver en nous et impossible de le trouver ailleurs. Din demonstrația acestor cuvinte este atât de simplă și tocmai de aceea la îndemâna oricărui om inteligent. Să fii fericit e ceva ce depinde de ceea ce înseamnă ea însăși pentru tine. Căci în această paradigmă prezentată de fericirea pentru ceilalți nu înseamnă pur și simplu nimic. Este de mirare însă cum oamenii nu-și caută propria fericire acolo unde se află ea, adică în ei înșiși, ci o caută acolo unde nu o vor găsi niciodată, în altă parte. La vie aer, spunea Kundera. Vor domina oare personajele devenite realitate, acelea doar imaginate de genul lui Fănuș Neagu, de genul Șerban Necșești, un personaj balzacian dominator precum un Vautrin cu tușe de Cezar Birotto? Dacă ieșim din frazeologia tip a analizelor de televiziune, vom constata că lăcomia este de fapt cea care ne va distruge. Deja a distrus milioane și milioane de suflete, făcându-i să se înșele asupra propriilor lor fericiri. Ideea de a exploata inflația pentru a crea profituri excesive a devenit cunoscută sub numele de greedflation, un joc de cuvinte între greed, lăcomie și inflation, inflație, adică un fel de lăcominflație. La noi nimeni, în afară de un site de afaceri, Afaceri News, n-a socotit de interes să vorbească despre asta. Aducem în atenția publicului nostru concepte, doctrine, termeni, principii economice sau chiar evenimente celebre care și-au pus amprenta asupra economiei de-a lungul timpului, spune site-ul, sau cel puțin de la Adam Smith încoace. Conceptul este categoric unul polarizant, care împarte tabere. Când vorbim despre englezismul greedflation, ronglezul gridflație sau traducerea lăcominflație, ne referim la perioada în care companiile folosesc alibiul unei crize globale pentru a-și consolida marja de profit prin creșterea prețurilor mai mult decât ar putea o face altfel. Vina generală este a lui Vladimir Putin și a unei pandemii globale, dar nu toată lumea din economie suferă de aceste costuri mari. Termenul a pornit de la Albert Edwards, un strateg global al băncii Societe Generale, veche de 159 de ani, care a publicat o notă fulminantă despre fenomenul care a ajuns să fie numit greedflation. Corporațiile, în special în economiile dezvoltate precum SUA și Marea Britanie,
au folosit costurile în creștere ale materiilor prime pe fondul pandemiei și a războiului din Ucraina ca scuză pentru a crește prețurile și a extinde marjele de profit la noi cote, a spus acesta. Poți da fără să iubești, dar nu poți să iubești fără dăruire. Iubirea trebuie învățată, încercată și experimentată. Prima atingere nu reprezintă niciodată expresia ei desăvârșită. O iubire pe care ești nevoit să o păzești nu reprezintă nimic, spunea regretatul Octavian Paler. Noi am ajuns în situația în care trebuie să păzim cu armele materialismului toate marile noastre, așa zise, iubiri. Iar tinerii care s-au obișnuit să-și piardă cel mai repede sufletele, nu din vina lor, ci a acestei societăți care alimentează trufia, nu armele culturii cu care să se apere. Marin Preda nu se sfia să recunoască faptul că tinerețea este o trufie, rareori o valoare. Acestor vânătoare fără apărare li se induce acum nevoia de a da vina pe cineva, părinți, copilărie, orice, pentru a le justifica greșelile, dar mai ales alegerile egoiste, prin care până la urmă nu sunt altceva decât metastaze ale căderii sufletești. Pentru mulți, toate acestea sunt doar clișee creștine, dar vedem în jur tot mai multe suflete care nu au cunoscut fericirea. Suflete pentru care nimeni nu face nimic într-o lume a indiferenței, o lume a individualității, în lupta care se duce pentru competiții false, create de lăcomie și pentru supraviețuirea individului. Dacă ar fi să avem onestitate, se spune că nicio moștenire nu este atât de bogată precum onestitatea. Observăm din experiențele de fiecare zi că devenim doar niște dezmoșteniți însingurați și putem recunoaște cât de jos am căzut prin dispariția sufletului. Cartea Dăruinței Dobândii, Cuvinte de Credință, este pentru orice vârstă o lectură neprețuită. Volumul reprezintă o sinteză a textelor și a gândirii lui Nicolae Steinhardt, scriitorul încreștinat în închisoarea de la Jilava și călugărit la mănăstirea Rohia din Maramureș. Cuvântările părintelui Nicolae, spune cuvântul introductiv, sunt mai mult decât predici sau omilii, în sensul propriu al termenilor. Nu doar stilul, ci mai ales conținutul, tipul de abordare, incursiunile în alte domenii, exemplele din diferite discipline, citatele din cei mai diversi autori fac din ele ceea ce specialiștii au numit un eseu teologic. Deși întocmite și scrise fragmentar la distanțe mari de timp, una de alta, cuvintele de credință alcătuiesc un mozaic tematic bogat și își regăsesc unitate în intenția de a construi un îndrumar teoretic, dar mai ales practic, al creștinului autentic și neidealizat, sincer și nefățarnic, atent cu sine, dar mai ales cu ceilalți. Steinhardt însuși scrie despre acest volum. Textele acestei cărțulii nu sunt predici, nu au fost stilizate ori revizuite, conțin de fapt multe repetări, teme recurente și obsesii stilistice. S-au dezvăluit manii cogitative, sălăgie lexicală și metaforică, un câmp informațional restrâns. Cu atât mai bine. Îl descopere pe autor, în toată slăbiciunea lui psihică, mentală și culturală, predicile devenind ceea ce trebuie să, de fapt să fie, o mărturisire publică și un dialog cu ascultătorii, iar nu o trufașă pedantă, dojană sau învățătură triumfalistă. Predicatorul și enureașii pășesc împreună, dibuind, revenind, stăruind, pricepând la nevoie, minunându-se către Hristos. Eram nu la Antico Cafe Greco, ci în Piața Navona, cu prietenul meu, un doctor cu un suflet mare, și admiram locul unde odinioară, în antichitate, aveau loc concursuri sportive. Locul banal și comun pentru mulți, că acesta este, și împreună cu Fontana di Trevi, este locul cel mai cunoscut atât pentru locuitorii Romei, cât și pentru turiștii de pe întreag mapamondo. În afară de cafenele cu terase generoase și primitoare, piața cucerește pe oricine prin acele trei fântâni. Cât de frumoasă e fântâna del Moro, imaginată la 1500 de arhitectul Giacomo della Porta, renovată după 100 de ani de celebrul Bernini, preferatul papei Inocențiu al X-lea, cu al ei Il Moro, Maurul, statuie intitulată greșit așa, fiindcă reprezintă de fapt un triton atletic care îmbrânzește un delfin. Statuia va fi desenată de Bernini și executată în 1655 de sculptorul Gian Antonio Mari.
Ne aflăm acolo trăind un fel de generoasă fericire, aceea de a ne fi aflat prin generozitatea altora care poate au fost fericiți acordându-ne acest privilegiu de a ne fi aflat pentru mai bine de o oră în imediata apropiere a Papei Ratzinger, iar la coborârea acestuia din baldachin, a emoției de a ne fi intersectat de la câțiva metri privirile cu el. Secunda aceea când am simțit lumina ochilor lui în ochii mei a fost întotdeauna o bucurie pe care n-am reușit niciodată să o exprim în cuvinte. Și probabil că așa și trebuie să fie. Am băut împreună cu Mihai, prietenul meu, doctor, multe cafele în piața Navona. Priveliștea ni se deschidea către fântâna centrală, capodoperă a lui Bernini, Quattro Fiumi, aranjată măiestrit în jurul unui obelisc recuperat din ruinele circului Maxențian, în jurul căruia se află o stâncă pe care tronează animale fantastice și patru statui superbe din marmură albă de Carrara, înalte și strălucitoare, care imaginează cele patru fluvii importante pe atunci. Gangele Asiei, Dunărea Europeană, Nilul Africii și Rio de la Plata al Americii. Norocul nostru a fost că era în mijlocul verii, când căldura sufocantă pustiește întrucâtva în Roma, iar piața nu era deloc aglomerată. Chelnerul, simpaticul Alberto, și-a îngăduit câteva minute de pauză flecărind cu noi. Ne-a servit cu un foi de țigare de foi, de care nu auzisem până atunci, Toscană, și ne-a mai adus un rând de cafele Nannini din partea lui. Am aflat, deci, că Toscană este țigara originală italiană, produsă în Toscana și este făcută manual din tutun de Kentucky de foarte bună calitate, cultivat tot în Italia. Dar era încă pe vremea în care nu se pornise în Europa războiul împotriva fumătorilor. Așa am aflat despre minunatul obicei al cafelei în așteptare, drept care, mulțumindu-i lui Alberto, am plătit fericiți atât și eu cât și prietenul meu câte două cafele și un pachet de cinci Toscano pentru oricine ar fi venit după noi să întrebe de o cafea și o țigară.